Dragi telespectatori, ne întâlnim din nou la emisiunea Recurs la Istorie pentru a vorbi despre un subiect și despre un domnitor poate uitat de istorie, un domnitor care a avut o domnie îndelungată și rodnică. Este vorba de domnul Țării Românești, Radu cel Mare. Pentru acest lucru mă aflu lângă domnul profesor dr. Florin Rotaru, directorul Bibliotecii Metropolitane din București, care a studiat foarte mult și documentele și arhivele și perioada respectivă în tot ceea ce privește domnia și personalitatea acestui mare domnitor. Bună ziua, vă spun. Bună ziua. Și aș vrea să ne spuneți, pentru ca telespectatorii să știe, fiul cui era, filiația domnitoare, din ce dinastie se trage acest domnitor, cât domnește el în țara românească și, de asemenea, și fiii lui, că știm foarte bine că 5 dintre fiii lui au ajuns pe scaunul Țării Românești. El e în linia Basarabilor, indiscutabil aparține dinastiei Basarabilor, este străbunicul lui Mircea cel Bătrân, tatăl lui e Vlad Călugărul, deci originea lui e nobiliară, voievodală. Coboară la descălecătorul țării, dătător de legi și datin, în Basarab I. Este indiscutabil originea lui, dar altfel nici n-a fost discutată. Adică nu s-a pus în discuție absolut niciodată. Și întreaga lui domnie, în întreaga lui domnie se recunoaște originea lui. El se implică foarte mult în politica balcanică, așa cum a făcut strălucit străbunicul său Mircea cel Bătrân, mijlocește într-un mod strălucit din punct de vedere diplomatic încheierea păcii între Imperiul Otoman și Regatul Ungar. El de altfel deschide un nou drum în atitudinea de domnie a românilor. El este contemporan cu Ștefan cel Mare, un domnitor care a ales rezistența armată în special, ca poziție. Radu cel Mare alege dialogul, caută să creeze un climat de liniște, de bună înțelegere, un climat propice dezvoltării culturale îndeosebi. Deci nu i s-a spus Radu cel Mare, acest calificativ cu care a rămas în istorie, pentru anumite bătălii, anumite victorii pe câmpul de luptă, așa cum poate ar crede unii, ci tocmai prin politica aceasta de cumpătare, care îi aduce foarte mult și o liniște internă a politicii interne, când el poate să-și construiască toate structurile social și politice și să și fie ctitor, vom vedea, de așezăminte monahale. Este regretabil că Radu cel Mare nu are o monografie serioasă. Sunt încă multe necunoscute în privința acestui domnitor, în privința acestor merite. Eu cred că și această analiză a situației interne și internaționale, această analiză foarte serioasă pe care el o face și determină această atitudine în conducere, această strategie în conducere, este un merit care trebuie cercetat cu mult mai multă abnegație, dăruire. El a observat foarte bine că ați irosi energiile într-o rezistență armată, devenise aproape inutil. Eșecurile lui Iancu de Hunedoara înaintea lui cu o jumătate de secol, eșecurile lui Skanderberg în Albania, eșecurile familiei Cernăiviș cu care el se înrudește în Muntenegru, toate aceste eșecuri, eșecuri purtate în lupta anti-otomană de către acești bravi și eroi, legendari aproape, îl determină, cred eu, să adopte această strategie a dialogului și a realizării unui climat constructiv îndeosebi în domeniul spiritualității. Eu sunt convins că el este unul dintre cei mai importanți și mai reprezentativi
români ai renașterii europene. Și-a dat seama și tatăl lui când l-a asociat din timpul vieții și al domniei lui, da. L-a asociat la domnie cu câțiva ani înainte de a muri, la 1495? Da, este asociat, avem un document care ne vorbește despre această asociere. Și normal, și tatălui, să știți că și tatălui este un precursor, dacă vreți, al acestei politici. N-a fost un adept al rezistenței armate, nici tatălui. Este, dacă vreți, mai există o similitudine. Educația lor în mediul monahal. Tatălui chiar, nu îi spune întâmplător, Vlad Călugăru, chiar a fost călugărit. S-a călugărit, deci, și acest supranume. Ambii au o educație în mediul monahal, o educație solidă, o educație foarte serioasă. Dovada peremptorie o constituie faptul că Radu cel Mare nu s-a sfiit, deci n-a avut comportamentul unui mediocru. Mediocrii întotdeauna se sperie de oamenii superiori. Radu cel Mare nu s-a speriat să cheme pe unul dintre cele mai strălucite personalități din epocă, personalități ale Ortodoxiei, pe fostul patriarh al Constantinopolului Nifon în țara sa. Da. Și l-a dus în țara românească, i-a încredințat absolut toate drepturile pentru a începe o reformă, o reformă structurală care durează până astăzi, dacă vreți. Pentru că ați adus vorba de Nifon, aș vrea să ne spuneți care au fost în perioada aceasta de domnie a lui Radu cel Mare începuturile celor două episcopii formate în 1504. Deci vă repet, Radu cel Mare i-a încredințat absolut toate drepturile în domeniul acestei reforme. El nu s-a amestecat absolut deloc. Bănuiesc o expertiză, iertați neologismul acesta, dar bănuiesc că Nifon a beneficiat de materiale, de studii prezentate de către autoritățile locale. Nu se putea să cunoască el din afară perfect această structură, dar a organizat-o aproape, dar sigur, atât pregătirea lui cât și această informație pe care a primit-o din mediul local i-au permis să realizeze o reformă care rezistă până astăzi. Da. Și să creeze cele două episcopii, da, care vor juca un rol deosebit, nu numai în organizarea monahală, ci și în cadrul politicii de propagandă culturală viitoare. Episcopia Vâlcii, vedeți că este a Râmnicului, este în vecinătatea Transilvaniei. Vedeți că peste două secole aici va veni Antimii Vireanu, care va face o politică, va duce o politică mai ales în domeniul tiparului de propagandă ortodoxă în Transilvania, exact cum Episcopia Buzăului va juca același rol la granița Moldovei. Tot așa, la Buzău, tipografia va fi înființată peste câteva secole, la sfârșitul secolului 17-1690, de către Mitrofan, fostul episcop al hușilor, refugiat în țara românească, tipograful Bibliei de la București, va fi în timp creatorul tipografiei la Episcopia Buzău. A avut un respect pentru carte, nu? Da. Un exemplu și pentru domitorii care vor veni, nu? Vorbim și de Mihnea cel Rău, dar și mai târziu de Neagoe Basarab, puțin mai târziu. La Neagoe Basarab am putea să explicăm.